Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlue. În acest clip vă voi arăta cum am modificat un tester de acumulator litiu-ion 18650 cu 4 canale. Modificarea constă în a îl alimenta dintr-o sursă alternativă, deoarece de multe ori e destul de enervant să folosim două încărcătoare pe USB-C. M-am gândit să adaug două module tip buck converter cu LM2596. Între timp, am făcut și cablajul acesta. Nu e estetic, e clar, însă mă interesează să fie funcțional. Bineînțeles, pe acest cablaj voi pune filtrul LC trece jos pentru a filtra orice riplu care va apărea pe intrarea de 12 până în 24 de volți, pentru a alimenta cele două coborătoare de tensiune, pentru că de curând mi-a venit miezurile toroidale din alt tip, acestea negre, fiind tip sandust. Cele verzi sunt din mangan zinc. Sunt ok pentru filtrarea riplului cât de cât, însă din ce am înțeles se saturează destul de repede în comparație cu cele sandust. Așa că dacă mi-a venit coletul, zic de ce să nu le pun pe cele negre. Bineînțeles că am bobinat unul, un miez toroidal, cu strâmă din cupru de 0,8 mm în diametru. Am pus eu sârmă din cupru atât cât am încăput pe acest miez toroidal. Dacă încăpe, puneam și mai mult. Dar am zis ok, e suficient atât. Haideți să vi-l măsor. E de 65 microhenry. Da, să vedeți cât are. Aproximativ 65 microhenry, până în 65. Iar cu ajutorul acestui condensator electrolitic de 330 microfarazi, formează un filtru trece jos, tăind riplul cu frecvența de peste 1 kHz. Nu cred că era nevoie, dar dacă am cu ce, de ce nu? Punem conectorul DC în zona asta, inductorul aici, condensatorul electrolitic în zona asta și m-am hotărât ca pe ieșire să pun conector bloc de două culori. Ideal ar fi fost să am negru și cu roșu, dar nu am decât negru și cu verde. Poate pe viitor cel verde o să-l schimb în unul roșu. Stai puțin, condensatorul trebuia puțin mai jos. Am greșit eu. Acum e bine. Să tăiem terminalele în exces. Gata, componente lipite, filtrul LCD pe intrare, cei doi conectori bloc, lipiturile. În cazul unuia dintre cele două module, tip buck converter, coborătoare de tensiune, e cu LM2596, vreau să schimb și în cazul acestuia un integrat original, deoarece acesta, imitația aceasta, are riplul mai mare, iar cel original, mai lucios, de la ON Semiconductor, cumpărat de pe TME, are riplul mai mic, testat de mine. Hai să dezlipim. Pornim stația de dezlipit lipit cu aer cald, 350 de grade și suflanta la 5 din 8. Trebuie să suflu de jos, deoarece de sus avem acel condensator electrolitic. Ar fi fost fain dacă aș fi avut o duză în unghi. Poate pe viitor aș putea cumpăra. Gata. Punem puțin flux, mai mult. Punem puțin fluidur proaspăt în zona asta. Ok, și aici. Încălzim PCB-ul înainte.
Stai, mă. Gata. Am verificat fiecare pin și e în regulă. Tot în afara filmării am pus și niște distanțiere. Distanțiere mai mici pentru modulul de față și distanțiere mai mari pentru cele două coborătoare de tensiune. Nu trebuie să fie chiar îndrept. Au fost date găuri ochiometric. Nu am măsurat să fie distanța exactă. Da. Filtrul de pe intrare. Primul modul coborător de tensiune. Al doilea modul. Să atașăm conductoarele de modulul din stânga. Iar acum să lipim fiecare conductor la intrarea fiecărui modul în parte. Trebuie să mai pun niște fluduri aici. Hai să le prindem împreună aceste conductoare, ca să nu stea lăvărțate. Nu strângem până la capăt, ca să le așez cum trebuie. Hai să verificăm tensiunea să fie reglată la aproximativ 6V. Mi se pare că am reglat dinainte. Da, am reglat ceva dinainte. 6,1V. Aici las atât, aici avem 6V, o să hai să reglez și aici la 6,1. Perfect. Să punem niște radiatoare pe cele inductoare și integrate din modulele coborătoare de tensiune. Unul aici, celălalt în zona asta. Ah, stai că ăsta trebuie invers. Așa. Radiatoare atașate. O să punem în serie cu fiecare alimentator câte o diodă Schottky. SB340 e de 3A. În cazul nostru, prin ea va trece un curent de maxim 2A. Terminalul să-l scurtăm până pe aici. În continuare, aș vrea să fac un test, și anume măsurarea temperaturii celor două coborătoare de tensiune cu ULM 2596, cerând un curent pe ieșire de 4A pentru o durată de timp. Și mă gândeam pe undeva pe la minim 15 minute, să văd. Bineînțeles că va fi afectat indirect și de răcirea acestui electronic loader. Luăm ca atare, oricum va fi, cele două module vor fi răcite și de acel mic ventilator al acestui tester pentru acumulatorul 9650. Vom alimenta din sursa de laborator la 12V. Am alimentat. Văd că trage în gol 19 mA. Să măsurăm tensiunea la intrarea celor două module. Aproximativ 12V. Și vom regla curentul la 4A. E normal să scadă tensiunea deoarece am pus acele diode Schottky în serie. Mă interesează să nu scadă sub 5V. 4A.
să vă măsor căderea de tensiune pe diodele Schottky. Ca o curiozitate, 0,4 V și pe cealaltă, în moment ca să nu fac scurt, ușor, cu grijă, 0,46 V. O să revenim puțin mai târziu când voi măsura temperatura pe cele patru radiatoare, chiar și pe acel inductor, deși sunt convins că va sta cel mult călduț. Mai mult îmi fac grijă de încălzirea acelor integrate LM2596. Am lăsat aproximativ 20 de minute, nu mai stau să aștept mai mult, să citim temperatura pe acest radiator de pe integrat. Avem 59 de grade, pe inductor 47 de grade, pe celălalt integrat de sus aproximativ 55 de grade și pe inductor 42 de grade Celsius. Hai să vedem și pe cele două diode Schottky, așa, doar din curiozitate. 31 de grade, 32, 36 de grade, absolut normal. O cădere de tensiune pe ele de 0,4 V cu aproximație 2 A trece prin această diodă Schottky. Calculați voi ce putere disipă. Hai să vedem și acest inductor, deși v-am spus că nu se încălzește mare lucru. Practic e și destul de greu să citesc temperatura pe 30 de grade. Hai, un pic mai mult. A, nu, chiar nu se încălzește. Asta este un pic, foarte puțin se încălzește. Da, singurele care se încălzesc mai puternic sunt acele integrate, ceea ce e și normal. Să lipim niște conductoare, minusul, plusul de aici, celălalt minus și celălalt plus. Să punem niște tuburi termocontractabile până în acea diodă Schottky. Nu voi acoperi dioda Schottky pentru că e nevoie să se răcească, chiar dacă ne se va încălzi puternic. Să cositorim pedurile acestea. Minusul e comun. Și cel de-al doilea. Cu plusul o să vin pe aici. Și celălalt plus pe aici. Trebuie să folosesc mâna stângă. Speram că reușesc. Am reușit. Am topit nițel aici, dar nu contează. Am atins din greșeală. O să prindem cele două conductoare de aici și celelalte două de aici, pentru asta mai estetic. Și cele de aici. Ăsta roșu de aici putea fi tăiat mai scurt. Da, merge, lasă așa. În sfârșit puteți să prindem cele patru șuruburi. Gata. Destul de bine, chiar nu e rău.
Hai să facem un ultim test. Alimentăm la 12V. Introducem 4 baterii. Pornim încărcarea pe fiecare în parte. Și gata, a pornit testul. Toți acumulatorii se încarcă la un curent de aproximativ 1 amper. Da? Și cam mai sunt în acest clip cu modificarea acestui tester pentru acumulator litiu-ion 18650, adăugând o alimentare separată de la 12 până în 24V. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!